Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase și preacuternice Părinte, preacuvioase Maici, vicecredincioși. Textul Evangheliei de astăzi ne întoarce aproape de începutul activității Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ. Sunt Evanghelist Ioan încheie capitolul 4 al Evangheliei sale, precizând că a doua minune a lui Iisus, săvârșită după întoarcerea din Iudeea în Galileea, a fost vindecarea fiului unui funcționar imperial în Capernaum, pe care l-a vindecat de la distanță. Cea din tâi minune săvârșită de Iisus a fost, după cum știți, prefacerea apei în vin, la nunta din satul Cana, în provincia Galileea. De data aceasta, fiind sărbătoare, Mântuitorul a plecat din nou spre Iudeea, suindu-se la Ierusalim, și acolo a făcut o vizită la ceea ce era un mare rezervor de apă, pe lângă care era amenajată și un fel de baie publică naturală. Era o scăldătoare numită Viteza, descrisă ca având 5 pridvoare, fapt confirmat de descoperirea ei, nu de demult, de către arheologi. Era însăvesită pentru că era o tradiție în Israel că din când în când un înger al lui Dumnezeu se pocora în apa aceea și o tulbura. Adică se făceau acolo niște valuri și cel care intra cel din tâi, după ce se pogora îngerul, se vindeca de orice boală era cuprins. Cele 5 pridvoare în care așteptau bolnavii ne pot da indicația că era un fel de stațiune balneară, anume amenajată, în care zăceau mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau tulburarea apei. Printre cei mulți care așteptau tulburarea apei era și un slăbănuț bolnav de 38 de ani, care cine știe câți din acești 38 de ani îi va fi petrecut acolo pe malul acestei ape, încercând să ajungă și el odată cel din tâi în apă ca să se vindece de boala lui, de slăbănogirea sa. Nu a fi avut rude apropiate, puternice, întreprinzătoare, care să poată să-l arunce pe el cel din tâi în apă. Și atunci omul zăcea acolo, trecând din speranță în speranță, de la o tulburare a apei la alta. Și a venit Mântuitorul. Nu-i se spune dacă a fost chemat, nu-i se spune nici pentru ce scop s-a dus acolo, dar e sigur că nu s-a dus ca să se arunce și el în apă, fiindcă nu era bolnav. S-a fi dus și el în mijlocul suferințelor omenești, poate chiar anume pentru acest neputincios, mereu rămas în urma celorlalți, dar mereu păstrându-și speranța și nădejdea, și văzându-l, i s-a adresat numai lui. Sunt evanghelist, Ioan întrebuințează însă în Evanghelia sa un cuvânt cheie care poate explica oarecum motivul vizitei lui Iisus. El spune, cunoscând că zace de multă vreme, i s-a adresat zicându-i, vrei să te faci sănătos? Ei, cum să nu fi vrut bietul om să se facă sănătos? Sigur că voia, de ce stătea acolo? Poate că întrebarea i s-a părut chiar ne la locul ei. Și a răspuns totuși, da, Doamne, dar nu am om care să mă arunce și pe mine în scăldătoare în momentul în care începe apa și se tulbură. De aceea, până să merg eu, altul se pogoară înaintea mea. De fapt, se petrecea acolo o nedreptate. Se vindecau tocmai cei mai puțin bolnavi. Cei care erau mai în putere, care reușeau să ia înainte celor slabi. Și Mântuitorul a avut în vedere acest lucru. Cu o economie de cuvinte caracteristică tuturor evangheliștilor, fără nici o altă introducere și fără să-și motiveze intervenția, Iisus i s-a adresat. Scoală-te, ia spatul tău și umblă. Și omul s-a ridicat și s-a făcut dintr-o dată sănătos. Și putem să ne imaginăm ce s-a întâmplat în momentul acela. Vă dați seama cum o fi strigat de bucurie, o fi anunțat pe toată lumea, că uite, s-a făcut sănătos dintr-o dată doar prin simpla spusă, prin simplu cuvânt al acestui necunoscut. Și mulți ori fi asaltat pe Mântuitorul când au văzut acest lucru, ca să vindece și pe dânsii. Iar omul acesta vindecat, ca să scape de îmbolzeală, a plecat repede și bucuros și tot așa a făcut și Iisus. Se întâmpla însă
că minunea se săvârșise într-o zi de sâmbătă, când evreii nu au voie să facă absolut nimic. Și omul se va fi lăudat pretutindeni cu această bucurie pe care avea în suflet. El nu știa că farisei și cărturarii căutau să găsească lui Iisus vinovății în legătura cu tot ceea ce făcea și ca să îl timoreze și să-l câștige martor împotriva celui care îl vindecase, l-au acuzat mai întâi chiar pe el. Și au zis, păi ce faci, Domnule, e sâmbătă, nu se cade să-ți iei patul. Pentru că acest lucru însemna săvârșirea unei lucrări, adică a munci cum ar fi duminica. El a răspuns simplu. Păi cum, cel ce m-a făcut sănătos, acela mi-a zis, ia-ți patul tău și mergi și umblă. Cu alte cuvinte, le-a spus așa, dacă m-a putut face sănătos. Vă dați seama că înseamnă că a avea puterea să dezlege și sâmbăta. Când l-au întrebat însă cine era omul acela, fostul slăbonoc nu le-a putut spune pentru că Mântuitorul, Vindecătorul, dispăruse. Și nu mult mai târziu, când omul mergea pe picioarele lui, s-a dus în templu să înalți și el o rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu, cum se face, și acolo îl întâlnește din nou pe Mântuitorul. Nici de data aceasta conversația dintre ei n-a fost simplă. Și n-a fost prea lungă. Mântuitorul atât i-a zis. Te-ai făcut sănătos, nu-i așa? Ei, vezi? De acum să nu mai păcătuiești. Ca să nu ți se întâmple ție ceva mai rău. Și cu aceasta totul s-a terminat. Deci aceasta a fost cea de-a treia minune săvârșită de Mântuitorul. Și iată că biserica a rânduit ca amintirea acestei vindecări să fie sărbătorită în mod special și a rânduit o duminică din an, a patra după Înviere, după Paște, numind-o Duminica Slăbănogului. Precum vedem, istorisirea în sine e foarte scurtă. Nici nu știu ce a mai putea scoate din trânsa, decât poate să înducem la câteva semnificațiile unor cuvinte sau ale unor amănunte. Cel din tâi lucru pe care l-aș remarca ar fi aceste cuvinte spuse de Slăbănog. Doamne, nu am om care să mă ia și să mă arunce și pe mine în apă. Sintagma aceasta a rămas de atunci în vorbirea noastră curentă. Nu am om. Oare câți mai știu de unde vine această formulă? Cei care citesc Scriptura sau vin la biserică știu. Dar sunt mulți care o întrebuințează crezând că este o zicală populară. Vrea cineva, de exemplu, să-și angajeze o treabă la autorități, zice, nu am om. Nu am om ca să mă introducă. Își pregătește copilul pentru examen la admitere, se plânge. Nu am și eu om care să mă arunce în scăldătoare. Nu am om. Nici Slăbănogul nu avea om. Era singur. Cine știe, poate de milă îl aduceau unii dintre cei din jurul lui și lăsau acolo pe mal, ca să nu zic că n-au făcut ceva și ei pentru dânsul, dar nu stăteau până să-l arunce în scăldătoare. De altfel trebuie să ne închim că o fi fost foarte greu să ajungi acolo primul. O fi fost o competiție extraordinară pe malul acelui lac între cei bolnavi. Pentru că erau unii bogați care își aduceau cu ei slujitori și aduceau membrii ai familiei care căutau să se strecoare în față ca să ajungă cei din tâi, pentru că tulburarea apei nu se întâmpla la zile cunoscute. Nimeni nu știa când va fi. Deci trebuia să fost o adevărată luptă de zi și de noapte între bolnavi și între însoțitorii bolnavilor. Fiecare dorind să ajungă cel din tâi în această scăldătoare. Deci era de fapt o competiție a egoismelor. Pentru că fiecare se gândea numai la el. Fiecare se gândea să ajungă el, nu vecinul. Că era mai puțin bolnav sau mai bolnav, nu conta. Și nimeni nu era gata să admită o ierarhizare a bolilor și o ordine cât de cât firească a celor ce așteptau. Nu era niciun rând. Era o luptă și vingea cel care era mai tare sau avea cei mai mulți oameni care să-l ajute. Și fiecare se gândea numai la el. Și săracul nostru slăbănoc, care nu avea om, sigur că nu putea să ajungă vreodată înaintea altora în apă. Era un om singur. Și să știți că singurătatea este una din marile nenorociri ale oamenilor. Singurătatea celor fără familie, singurătatea celor rămași singuri, singurătatea bătrânilor, singurătatea celor ce supraviețuiesc generației lor și care nu mai au prieteni, singurătatea părinților abandonați de copii sau care vin să-i vadă foarte, foarte rar.
Poate că le dau ce le trebuie, dar de câte ori nu auzim din partea celor care au tot ce le trebuie, mai parcă sunt prea singur. A început să mă omoare singurătatea asta. Există, desigur, și o singurătate căutată, care le face binele unora, de exemplu, e una care e întotdeauna temporară și căutată de nevoia de concentrare, de meditație. În singurătatea sfinților și a așeților, e desigur o căutare a locurilor ferite de ispite. De aceea, un înțeles spunea că e o mare forță această singurătate care apără de multe pericole. Dar nici aceasta nu poate fi de durată, pentru că la un moment dat se transformă în ce? Se transformă în urâtul de care vorbeam la început, adică acedia, zic sfinții filocaleci, adică o acreală a vieții. Până și Maria și caută, la un moment dat, obștile mănăstirești, sau chiar își asociază câțiva ucenici. Pentru că această singurătate, ne spune părintele Antonie Plămădeală, dezumanizează. De aceea noi românii n-am ajuns niciodată în spiritualitate la forme extremiste de zăvorâți, de stâlpnici, de trapiști riguroși închiși în chilii. Iar când unii s-au retras temporar, că au fost, erau dintre cei cu o lungă experiență de rugăciune, care însemna totuși o comuniune cu Dumnezeu, care le erau unora ca acestea foarte aproape Dumnezeu și le ținea El tovărășiei. Chiar până și Dumnezeu, la facerea lumii, a zis că nu este bine să fie omul singur. Și Iisus a spus odată, judecata mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci eu și Tatăl Cel ce m-a trimis. Și apoi mai este altă categorie de singurătate despre care am citit la Părintele Antonie Plămădeală, singurătatea celor plecați departe de ai lor, în țări străine, în locuri străine. Spunea Părintele Antonie Plămădeală că atunci când s-a dus prima dată în Anglia la studii, un român de acolo i-a dat un ziar de vreo 50 de pagini pline de anunțuri. Ei bine, ce credeți că erau în acele 50 de pagini de anunțuri? Erau apeluri ale oamenilor singuri în căutare de alt om. De exemplu, caut pe cineva cu care să vorbesc o oră pe zi sau pe săptămână. Caut pe cineva cu care să mă plimb de la ora X până la ora Y. Caut pe cineva cu care să vorbesc la telefon. Etc., etc. Erau strigăte disperate după un om într-o capitală de 8 milioane de locuitori. De altfel, fenomenul singurătății e mult mai mare în marile aglomerări, în marile orașe, decât la țară. La țară oamenii se cunosc, se înrudesc, trăiesc în comun evenimentele fiecăruia. La țară, de exemplu, când moare cineva, vine tot satul. La o motoz vine jumătate de sat. La nuntă iarăși vine tot satul. Deci toți iau parte la toate evenimentele și e greu acolo să se simtă omul singur. La oraș, unor trăiești în perete cu cineva într-un bloc și nici nu știi cine stă dincolo de perete, deși ești de 20 de ani acolo și te desparte de el câțiva zeci de centimetri. Slăbămeobul din Evanghelia de azi suferea și el de singurătate. Numai că Dumnezeu nu vrea ca oamenii să fie singuri. Nici Dumnezeu nu e singur. Pentru că Dumnezeu este în treime. Când a făcut pe om, a zis așa, să facem. S-au sătuit persoanele Sfintei Treimi și au stat de vorbă între ele. Și încă ceva mai învățăm din această întâmplare. Mântuitorul a făcut această vindecare, cum spuneam mai înainte, într-o zi de sâmbătă. Pentru noi creștini, duminica a preluat rolul acestei sâmbete, pentru că este ziua învierii Domnului. Mântuitorul a spus de mai multe ori, nu sâmbăta este pentru om, ci omul pentru sâmbătă. Omului trebuie să-i dai întâietate, nu sărbătorii. Căci dacă în zi de sâmbătă scade un animal în groapă, oare îl lași acolo? Nu-l lași, îl scoți. Și nu-i dai de mâncare sâmbăta? Nu e oare mai valoros un om decât un animal ca să-i faci bine într-o zi de sărbătoare?
Concluzia e scurtă și aș vrea să o reduc la esențialul ei. Nici în zi de sărbătoare nu este oprit să faci binele. Binele poți să-l faci oricând. Nimeni, nicio lege dumnezeiască, ne spune tot Părintele Antonie Plămădeală, nicio lege dumnezeiască, nicio regulă omenească nu te oprește de la a face binele oricând cineva are trebuință de ajutorul tău. Dar să nu încheiem înainte de a mai remarca ceva. Slăbănogul din Evanghelie nu-și pierduse speranța timp de 38 de ani. Venise iară și iară la scăldătoare aceasta cu minunea, încrezător de fiecare dată că își va găsi omul. Omul care să-l arunce și pe el în apa, ca să fie și el odată cel din tâi. Deci un model de speranță neîmpuținată. Un exemplu de biruință a răbdării și a speranței. Diavolul, să știți că mizează adesea pe descurajarea noastră și pe abandonarea nădejdii, abandonarea speranței. De aceea Sfântul Apostol Pavel numește nădejdea printre virtuțile capitale. Dacă ți-ai pierdut averea, n-ai pierdut nimic, scrie ea un predicator. Dacă ți-ai pierdut sănătatea, ai pierdut ceva. Dar dacă ți-ai pierdut speranța de care vorbeam și curajul, atunci totul e pierdut. Cei mai mulți pierd totul, fiindcă și-au pierdut speranța în acel ultim moment. Și se povestește că diavolul s-a hotărât cândva să-și vândă toate instrumentele cu ajutorul căra îi supunea pe oameni să facă păcate și să nu se mântuiască. Și a făcut o mulțime de pachete, pe fiecare indicând ce conține, pe unul supărare, pe unul crimă, pe unul minciune și neliniște, pe unul mândrie, pe unul necinste și așa mai departe. După ce toate pachetele au fost vândute, cineva a observat că un pachet n-a fost pus la vânzare și l-a întrebat pe diavol: de ce n-ai pus acel pachet la vânzare? Pentru că aceasta e cea mai puternică dintre armele mele și pe aceasta nu vreau să o vând. Dar care este aceasta? Ea este descurajarea, pierderea speranței. Când cineva ajunge la aceasta, îl am sigur în mână. Și speranța e fiica răbdării. De aceea ne spune Scriptura că prin răbdarea voastră veți câștiga sufletele noastre. Și slăbănogul a avut o răbdare de 38 de ani. Noi ne pierdem prea desea, prea repede uneori și uneori pentru nimicuri. Și mai este un lucru care... Ce i-a dat acestui slăbănog puterea de a răbda atâta? Și a dat seama, ne spun Sfinții Părinți, era conștient că trebuia să-și ispășească păcatul pe care îl făcuse, de care a sfârșit Mântuitorul. În continuare să nu mai păcătuiești, că o să fie și mai rău. Și a conștientizat acel păcat, l-a ispășit și a făcut canonul și de asta a avut. Dumnezeu a dat putere de a răbda pentru că era omul în pocăință. Și se zice că o femeie care avea 4 copii era spălătoreasă. Să vă dau un exemplu de răbdare. Tocmai înșirase rufele spălate cu greu, cu mijloace care nu erau mecanizate cum e astăzi, cu mașină de spălat, o lași și nu-ți mai bați capul decât doar întinzi rufele. Și-și făcuse, spălase hainele albe și curate. Numai că vine ispita, se rupe funia și toate cad în roi. Femeia nu spune nicio vorbă. Le spală din nou și iarăși le înșiră, de data asta, pe iarbă. Ce se întâmplă acum? Să ispitească Sasaila, Satana, până la capăt. Vine un câine și trece peste toate și le înșiră pe acea iarbă pe care stăteau. Femeia zâmbi și zice: ce interesant. Câinele n-a lăsat nici măcar una nemurdărită. Și ce făcu femeia? Nu cârti, exact ca Iov. Le spălă din nou, fără să-și facă inimă rea. Pentru că a văzut în fapta câinelui o intenționată încercare a răbdării ei. Și a trecut examenul. Și slăbănogul nostru era dus zilnic înapoi la casa sa, exact ca o rufă murdară care nu s-a putut curăți, dar nu și-a pierdut răbdarea.
A doua zi a pornit din nou spre încercarea miracolului. Și într-o zi acesta a venit și pentru el. Rod al răbdării și al speranței. Numai că minunea săvârșită de Mântuitorul cu slăbănogul n-a fost pentru acela, cât a fost pentru noi. Oare de ce l-a lăsat Dumnezeu să aștepte 38 de ani? Aștepta momentul când să vină Mântuitorul să-l vindece, pentru ca vindecarea să rămână o pildă memorabilă pentru istoria mântuirii. De atunci înainte și să ajungă până la noi și cine știe până la sfârșitul veacurilor, până la sfârșitul lumii. Și evanghelistul remarcă faptul că Iisus cunoștea că slăbănogul suferea de multă vreme, pentru că l-a ales pentru că în economia mântuirii, în economia rânduierilor lui Dumnezeu, acest bolnav trebuia să aștepte să vină Mântuitorul ca să-l vindece. Pentru că vindecarea lui trebuia să fie o învățătură pentru noi toți. Nu e o întâmplare petrecută atunci pentru atunci. E o întâmplare petrecută atunci pentru acum. Pentru toți cei care sunt gata să spună că nu au om. Că sunt singuri. Chiar cei care avem nefericirea singurătății, să știm că nu suntem singuri niciodată. Că asupra noastră e Dumnezeu, că suntem cu Dumnezeu care poate veni în ajutorul nostru și vine sigur atunci când așteptăm o soluție din partea Lui, cu această speranță, cu credință și cu dragoste. Pentru că ne zice profetul Isaia, încă grăind tu îți voi spune, iată, aici sunt. Și cuvântul acesta, spune Sfântul Clement Romano, este semn de mare făgăduință, pentru că prin el Domnul spune că este mai grabnic la dat decât cel care îl roagă la cerut. Deci mai repede vrea Dumnezeu să ne dea decât vrem noi să-i cerem. Așa că, binecuvântat să fie Dumnezeu, care pe toate le rânduiește pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire. Amin.